jaf cu iz politic la Florești. Mai multe persoane au intrat în sediul unui partid politic și au sustras mai multe bunuri din oficiul acestora. După aceasta, hoții au prădat și un salon de frumusețe. În noaptea spre 21.03.2013, persoane necunoscute au pătruns în interiorul sediului Partidului Popular din Moldova, de unde pe ascuns au sustras bunuri materiale. La moment se întreprind acțiuni de urmărire penală și investigative operative pentru stabilirea persoanelor implicate în săvârșirea faptei date. S-a sustras din sediu. Întâi s-a sustras computerul în sumă de 6.000 de lei, computer personal al meu, și bani în sumă de 350 de lei. Pe jos era aruncat tot. S-a mai furat aici, alături stă președintele organizației veteranilor, de veterani din a partidului, și un nou bucul lui personal a fost tot sustras de aici. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 4 ani privațiune de libertate. Potrivit poliției, pe parcursul anului 2013, pe teritoriul raionului Florești au fost comise 144 furturi, adică cu 37 crime mai mult față de perioada similară a anului trecut.